Bun. Deci, salut lumea, eu sunt Sherban Hero și bine pare că se trage buni la un nou episod din Pierdută Existență. Astăzi o să ne continuăm ferma și vreau să vă arăt un animal nou venit pe care l-am făcut cu un cal și cu un măgar. Este un catâr, foarte drăguț, dar este și foarte rapid, așa că astăzi o să mă duc să-i pun armura pe el și un sedal ca să pot să încep să trăiesc. Na, calomăgar. Bun. Și vreau desigur să pun și un chest pe el. Perfect. Bun. Acum trebuie... stați. Prima oară vreau să-l iau sus. Deci ăștia doi clar o să rămână legați aici. Vă rog, plecați. Dar ăsta este al meu prima oară? Nu, nici nu e al meu încă. Da? Încă nu. Da. Bun. Poți să iau rapid astea. Și doar ăsta cu ăsta. Acolo. Și catărul vine cu mine. Perfect, haide boss. Haide. Haide mai. Bun. Bun. Tu până atunci te rog să te pui înapoi în groapă. Dar ce, nu mai avem nevoie de tine. Te rog. Mai rapid. Bun. Și acum avem un catâr care este super, super, mega OP. Acum doar trebuie să facem al nostru. Adică vedeți și voi cât de drăguț arată. Haide măi. Haide. Al naibii. Haide. Șarlatane. Haide. Oh, în sfârșit, bun. Și acum pun în chest pe el. Bă, unde fugi boss? Ok. Bun, perfect. Și acum avem un cutter. Ce facem cu el? Păi, ăsta cel mai probabil o să-l folosim în toate misiunile noastre de explorare. O să-l numim Bobiță, deoarece Bobiță se nume fantastic. Bun. Dar, nu, asta este tot ce facem în acest episod. Nu știu cine s-a uitat la live-ul de ieri, dar ați văzut că am făcut un castel. Adică nu un castel. Asta e intrarea într-un castel. Da? O mini fortăreață. Acum fortăreața o să fie foarte mare. Dar ce să facem cu tot felul de chestii cu redstone? Așa, frumos. Bun. Dar până atunci unde să pun acest atâr? Unde să-l pun? Hai că-l pun alături de calul ăsta, că vreau să intrăm în groapă. Perfect. Ok. Ferma noastră merge. Bun. Și după cum puteți vedea, cam până acum totul merge. Și oaia ne mai face lână. Oile și mai probabil o să le mut, deoarece sunt prea multe. Și că fac sănătul prea mare, cel mai probabil undeva pe aici o să le mut. Deci, opa, uite pillagerii. Au căzut în groapă roșinii. Ok. Vacile astea. Să le numesc puțin mai târziu. Dar ce fac pillagerii ăștia aici? Ce nubi. Uitați-vă și voi ce trist. Ok. Bun. Deci mă gândeam pe episodul de astăzi să mai explorăm puțin, să mai minăm. Deoarece n-am mai postat de mult. De cred că vreo 3-4 zile sau ceva de genul. Da, ceva de genul. Bun, așa că hai să mergem. Bun. Deci noi, eu zic că până acum totul este foarte frumos. Am făcut un puțin design interesant. Și mai probabil pe live-ul de astăzi o să terminăm zidul plus fortăreața. Șanse foarte mari să-l terminăm pe live-ul de astăzi. Dar mai trebuie să merg aici jos, deoarece mai am nevoie de iron. Dar trebuie să fiu mai atent, deoarece cine să mă uită pe un live aproape era să mor într-o minimile asta, așa că trebuie să fiu mult mai atent. Și cel mai probabil în următorul episod o să facem un mob grinder pentru XP. Încă nu putem să facem un XP farm în Nether, deoarece n-am resursele necesare. Prima oară am nevoie de netherite. Da. Este un patch invizibil, ce tare. Ok, bun. Deci,
Acum hai să vedem dacă mai găsim ceva iron. Nu are cupru. No. Ok. Atunci, ce fai? Oh, cred că văd redstone în față, dacă nu mă înșel. Poate mă înșel? Cred că nu mă înșel. Văd și iron în față, dar încă nu mergem după acel iron. Da, am torțe sau n-am torțe? Stai să fac pe câteva torțe. Ca să știu că pe aici am venit. Oh, nu. Vă dați seama dacă noi suntem aici? Oh, mai. Dacă acum vine să scădem spre și ța, ne lovește. Pierdem. Ei, vreo mare rip. Haide. Ok. Și acum. Redstone. Unde e redstone? Că undeva pe aici l-am văzut. Uite-l. Bun. What? Da, asta, what? Voi vedeți cât de fain se continuă. Vezi și aerul o să luăm imediat. Și la pista azul e perfect. Ok. Ok. Hai că vreau să merg să nu vine ceva creeper din spate. Să mă bobuie. Că mai știi ce se întâmplă, că mai vine așa un creeper din spate, așa cu un micuț cadou. Badum! Mare explozie face. Așa că... Bun. Hai să iau rapid și iron-ul. A, și, aș avea nevoie eu de fortune pe pickaxe-ul meu. Deoarece fortune este foarte, foarte mult. Sau de mending. Este așa e foarte bun, dar pentru mending am avea nevoie de villageri. Villagerii se fac probabil pe un live sau pe un episod. Bun. Perfect. Și iau asta. Bun. Perfect. Op, mi s-a plecat pentru o secundă. Ok, să mai fac rapid câteva torțe. Opa. Oh, diamante! Yay! Let's go, diamante! Ia cum arată? Oh, da, sunt diamante din ala de basalt. Nu basalt. Ați prins ideea. Dar doar un diamant? Asta e schemă. Ce e asta? Dau ei mie doar un diamant. Vreau să explorăm cam tot cave-ul. Pe acest episod. Deoarece nu vreau să explorez cât mai mult, să fac rost de cât mai multe resurse și să nu mai trebuiască să vină aici jos. Asta e mine de redstone-ul. E foarte mult redstone din câte văd. Dar încă nu vreau să-l iau. Mai caut și uite și lapis lazuli, perfect. Oh, da, godul trebuie să-l iau. Oh, nu. Păcat că... Păcat că suntem în cave, că altfel aș fi dat zombie și aș fi făcut în village normale. Mare păcat. Vă zic sincer. Bun. Dă goldul. Ciordim goldul. Ciordim aurul. Oh, nu. Dar de ce sunt de mulți? Na, mă atacă și mă scăte. Na. Da. Men, da, eu țin scută și nu merge. Ok, bun. Bă, hai că au fost puțin aproape, dar nici chiar. Bă, nu știu, mă simt norocos că am dat de așa, ok? Vă zic sincer, adică... Bă, mă simt norocos, deja am găsit și diamante în cave-ul ăsta. Doar o nu. Totuși, intenția contează, știți? Să bag rapine. Bun. Îmi pun rapid steak-ul, deoarece ăsta îmi dă mai mult. Îmi dă mai multă viață, adică mai rapid. Pentru că dă mai multe din alea de... Uitați-vă, să se pare. Deci cât de rapid. Bun. Acum... Oh. Are TP-ul. Ori. Ce tu vrei să mă... Înțeleg? Ok. Dar câte să ți am în mine? Bun. Hai că, mamă, dar cât iron. Da, acum pe mine mai mult m-ar interesa diamantele, să vă zic sincer. Adică vă zic sincer, adică pentru că cu diamantele putem să facem o tonă de chestii.
Și când zic o tonă, o tonă. Prin primul rând, clar armură. Da. Da, cât gold. Ce mult mă ajută goldul, vă zic. Adică cu goldul pot să fac și de multe ferme. Oh, nu mai am sabie. Oh, nu. Rapid, o fortăreață micuță. Pe 2, pe 2. Și acum se întreb mare creeper. Bun. Hai, rapid. Un crafting table-ul. Bun, asta. Bum. Bum. A, dar n-am mai rând la mine. Na, se pare că o să ne batem cu toporul. Interesant. Hai. Bun. Haide. Perfect. Acum, doar să nu s-ar un creeper așa deodată pe mine, că ar omorâ. Sau nu, că mi-aș mâna scut, dar ar la foarte mult din scut. Ceea ce nu este un lucru bun. Ciordește creeperul ăsta, durabilitatea scutului ai de capul meu. Ok. Bun. Aha. Așa. Perfect. Bun. Lapis lazuli. La diamante, niet? Chiar așa de trist e cave-ul ăsta. Gen, chiar așa, man, zero diamante. Oh, am uitat că n-am sabie și începeam să dau cât mai rapid. Vai, ok. Uite, mai mult aur. Mă așteptă. Ha, noob. Ceva invizibil acolo. Ce-l văd? A, era doar un spider cu speed. Dar câți mobis acolo jos, man. Toți mă așteaptă să cad acolo jos și să mă mănânce. Ok. Pa, pa, pa. Pa, 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 ok. Hai să mergem înapoi să explorăm partea a doua de cave. Dar totuși diamante niet. Ce e? Dacă nu găsim diamante este un lucru foarte rău. Deoarece diamantele sunt foarte importante pentru armura de netherite. Bun. Dar Șerban, ce faci cu armura de netherite? Nu mai mor așa de rapid. Sau de exemplu cu un pic de netherite putem să facem o tonă de chestii. Dar va trebui să mergem în Nether ca pentru Netherite. Dar aia o să fie mai greu. Deoarece na. Păi deoarece să mergem în Nether să cauze Nether e mai greu. Deoarece în primul rând clar e mai rar. Asta e clar. Și în al doilea rând trebuie să faci tactica cu paduri, că altfel îl găsești extrem de greu. Mersi că se mără pe plăb. Așa, mori. Acum aș trebuie să mori. Bun. Eu cred că m-am pierdut prin mine asta. Adică voi... A, nu m-am pierdut prin mine. Bun. Perfect. Aș omor un enderman, dar mi-e teama că ăsta îmi dă așa o palmă și mă omorât. Știi ce zic? Bun, unde? Aerul nu mă ajută, dar știi că e aerul, nu, că dacă tot ești aici. Da, de ce? O să-i o dam să nu-l iau. Îl iau. Bun. Să-ți dau oricum să-l iau. Oricum, ați văzut că am făcut și un pic exul selectat și eficiență 4. Ceea ce este un lucru bun. Chiar foarte bun. Mamă, dacă am să încercăm un stack de iron ar fi perfect. Un stack de iron ar fi foarte bun. Știi? Da. Da, acum ne-am cam pierdut prin cave. Și... oricum.
Și na. Pe level de astăzi o să continuăm zidul. Să-l terminăm. Sper că o să-l terminăm. Nu vă pot garanta. Dar nu uitați că cine urmărește această serie să apăsați și vă apăsați și micuți butonaj de like și de share. Da. Bun. Zac, pac. Bun. Wow. Voi vedeți cât de faine sunt noile cave-uri? Gen, super. Da, acum... Din câte... Abia mai găsit diamante. Ups. Și asta este un lucru rău. Dacă abia găsim diamante, să te... Eu l-am dat pe Bright, bun. Noi trebuie să găsim cât mai multe diamante, știți? Dar ce? Na. Nu ne văd de diamante. Da. Găsim noi diamante la anul. Dar ce cred că suntem? Minus 40... What? Minus 45? Vai, cât de jos suntem în cave. Aoleu. Și niciun diamant. Serios. La minus 45 Y. Really? Minus 4. Uai, ce m-a speriat asta. Hai de capul meu ce m-a speriat să mor eu. O, dar asta e de aur. Axolot. Ce m-a speriat axolotul ăla. Vai. Hai să luăm axolotul. Că na, ce faci boss? O să fie al meu acum. A, dar n-am iron și mă trebuie să dăm. Pare rău. Oh, mi-a dat XP mult, ok. Mă întreb unde merg. Hai să răpici redstone. Am făcut iarăși level 30, bun. Acum, după aceea, pe live, va trebui să mergem și la căutat de trident, deoarece avem channeling și cu channeling-ul putem să facem cai scheleți. Ce este unde? Un lucru foarte, foarte bun. Na bun. Băieți, acum problema, avem o altă problemă. Cum ajungem noi sus, asta nici... Pai, nu știu. Asta o să fie, de fapt, adevăratul challenge. Să ajungem sus la suprafață. Că nu mai știu nimic când am fost până... dacă... Vai, ce m-am speriat. Ok. V-am zis că șarlatanii și de creeper sunt peste tot și oriunde. Dar, nu, no, nu ușor. Bane, mergi fără scut. Da, merg fără scut, boss. Nu. Nu prea poți merge prin cave-ul fără scut. Dacă ai armură de iron. Deoarece, acolo de exemplu, creeper-ul mă mora. Îmi dădea easy. Mă mora. Dădea direct, boom. One shot, one kill, știi? Deci de asta este foarte bine să ai shield-ul. Deoarece, deși îi scade durabilitatea, ne ajută foarte mult. Bun. Vreau să mor și acest Enderman. Clar. Ce faci, boss? Doar pregătesc care nu te omor. Nu-i nimic rău. Fred. Zise Sherban cu o voce de... Aha, ce faci? Mă poți atinge? Nu. Easy, și acum și un random. Perfect. Acum, știu că poate o să spun... Vai, ce mă speria! Man, dar mă sperie ăștia în cave-ul ăsta! Man, ce e asta? Na, băi, trebuie să merg la suprafață, este obligatoriu, obligatoriu. Nu, nu mai rămân aici. E aici, nu mai rămân nici mort. În față îi dăm. Da, acum dăm de lavă. Nu asta de asta. O să încerc să fiu cât mai atent, să nu mor. Eu aș minez doar câte 3 ca să nu dau de lavă, să știi. Că dacă dau de lavă, e rip. Trebuie să pun rapid, să mă stup. Bun.
Doar sper să nu mă... Iarăși! Ok. Săpăm direct în sus. Nu este o idee foarte bună să sap direct în sus, dar că pot să mor rapid. Dar... acum... asta este ultima noastră opțiune. Ori mergem în sus, ori, ori murim. Știi? Am asta. Bun, hai, hai, hai. Zic cum știu greu, bine? Bun. Oh. Let's go! Am ajuns la suprafață. Na bun. Acum doar o secundică că vreau să încheiem episodul că ajungem acasă. Acum o secundă să mă uit iarăși la coordonate. Unde îi sunt coordonatele? Bun, am găsit coordonatele. Bup, bup. Hai să mergem la ele. Bun, aici o să mergem direct, drept în față și dăm de bază. Bun. Haideți că am făcut rost de măcar un diamant, 16 gold și cam 49 iron. Putem să facem deja, cred că o să facem o fermă automată de melon. S-ar, nu garantez, dar s-ar putea. Pentru că, ia, fermă automată de melon nu-i, nu-i chiar așa o idee proastă, știi ce zic? Dar pentru aia am avea nevoie de foarte mult quartz. Ceea ce este o problemă. Deci, deci na. Bun. Trebuie să merg mai pe aici. Dar oricum, deja eu zic că am găsit un loot, avem un loot foarte bun. Zic eu. Bun, na. Lootul e bun. Oh, bun. Ce? Deci na. Oh. Ca să învăț și baza, e clar. Let's go. Bun. Acum, vreau rapid să-mi enchantez cartea RCM de channeling. Și channeling o să mă ajute extrem de mult dacă fac rost de trident. Cum fac rost de trident? Parcă dai ceva trade la un zombie care are trident, știi? Parcă așa face rost de trident. Acum mă schimb înapoi pe pâine. Să vedem ce ne mai pică pe carte, că poate ne pică ceva mai bun. Sper să pice ceva bun. Hai să vedem. Te rog, dăm ceva bun. Power 4 channeling. Efficiency 3. No. Bă. E ok. Zic eu. Deci, channeling îmi ajută foarte mult pentru trident. Garantat, asta e clar. Deci, da. Mai mai buni. Îmi pare că ăsta a fost un episod mai lung. Dar sper că v-a plăcut, nu uitați că dacă mai vreți episodul să apăsați și pe un micuț butonaj de like. Și da, dragi oameni buni, eu am fost Sherban Hero și vă spun la revedere, pa, pa!